În primul rând, să vedem de ce ți-ai dori să fii pompier. Pentru că este o meserie onorabilă, nobilă, într-un domeniu dinamic și plină de satisfacții profesionale. Oferă o pregătire profesională solidă în spirit european. Te ajută în obținerea de acte de studii recunoscute, îți asigură un loc de muncă stabil după absolvire și ai șanse deosebite de promovare, iar salarizarea este atractivă. Facultatea de pompieri este o instituție militară de învățământ superior din cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza București, care asigură formare și perfecționare cadrelor cu studii superioare pentru unitățile operative ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Facultatea de pompieri face parte din categoria instituțiilor de învățământ superior de lungă durată, 4 ani, în specializarea instalații pentru construcții pompieri. Principalele obiective ale Facultății de Pompieri în vederea îndeplinirii misiunilor sale sunt asigurarea pregătirii de specialitate pompier și protecție civilă, asigurarea pregătirii militare finalizate cu licență de ofițer activ armă-pompieri, asigurarea pregătirii inginerești în domeniul fundamental, științe inginerești, domeniul cu studii universitare de licență, inginerie instalațiilor, specializarea instalații pentru construcții pompieri, finalizată cu diplomă de inginer, organizarea și desfășurarea activităților de cercetare științifică în domeniile instalații pentru construcții și apărarea împotriva incendiilor, școala de șoferi profesioniști categoriile B și C în timpul școlarizării, iar locul de muncă este asigurat după absolvire. Școala de subofițer de pompier și protecție civilă Pavel Zăgănescu Boldești are misiunea de asigurare a formării inițiale a maestrilor militari auto și subofițerilor de pompier și protecție civilă, în conformitate cu standardele ocupaționale. Durata studiilor de școală de subofițer de pompier și protecție civilă Boldești este de 2 ani. Pregătirea de specialitate este realizată prin competențele specializate corelate cerințelor fiecărei structuri, în raport cu misiunile prevăzute de legislația în vigoare. La absolvirea școlii, în funcție de media de absolvire și opțiune, se asigură repartiția în unitățile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Dacă după absolvire, subofițerii și maiștrii militari care urmează cursurile învățământului superior de lungă durată și sunt licențiați în studii superioare militare sau civile, pot fi trecuți în corpul ofițerilor în funcție de necesitățile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Diplomele sunt recunoscute pe plan național.